be good, be fine, live your life, dream big, don't forget to be kind, live it's your life. Salutare, e 9:45, ne-am pornit mai greu puțin, dar ne așteaptă un drum de o oră și 10. Sunt câteva serpentine. Sunt ceva serpentine, o să mergem ușor, că nu suntem foarte experimentați cu scooterul și o să mergem unde? În Haputale și de la Haputale cotim către Tambetene. Deci mergem la plantația de ceai Lipton, după care când coborâm de pe deal o să coborâm și la fabrica Lipton. Dar vă povestim mai multe acolo, că aici e cam trafic. You know where to go if you follow that heart. Am ajuns și la bandare. One step at a time. We all play our part. Go on now. Be good. Be fine. Da, am dat-o pe o cărare greșită. Live your life. Dream big. Dar vedem nori aici. Live it's your life. Go on now. Chase your dreams. Every scene. Go on now. Be good. Be fine. Live your life. Salutare. Noi ne tot oprim pe drum, peisajul e minunat. Da, mai avem puțin până la fabrica de ceai. Un kilometru. Da. Peisajul și... e atât de fain. Vine un nor peste noi acum, pleacă, e chiar mișto. Da. Totuși e destul de cald. E plăcut de cald, nu e... Mai vine câte un vânt trece. Oamenii sunt atât de prietenoși aici în zonă, adică și în restul Sri Lankei sunt prietenoși, de aici, toată lumea aici așa se bucură să ne vadă și e plăcut să vezi cum simpla ta prezență aduce un zâmbet. Da, îi salut, te salută, fac cu mâna. Ca pe Transfăgărășan. În loc de ursoaie că vine o maimuță. Am ajuns la Dambatane Tea Factory și am negociat un tuk-tuk, 1000 până sus la sit. Ce tuk-tuk-ul? Să mergem cu el, ne ia 1000 de rupii și de acolo o să încercăm să coborăm pe printre plantații. Hai să mergem. Spatele cu tuk-tuk-ul. Nu e cel mai plăcut. What to do? I am me and not you.
Ok. Am plătit 200 de rupii de intrare, 100 de persoană, 50 tuk-tuk, 50 intrare la tuk-tuk. Să mergem înainte. Am ajuns, tuk-tuk-ul a rămas mai jos, e un ambuteiaj, sunt mașini lăsate pe marginea drumului și nu se mai poate ajunge, oricum mai sunt 2 minute de mers pe jos. Aici sunt tuk-tuk-urile care așteaptă și noi o să mergem să vedem ce e în centru de vizitare, probabil căutăm o toaletă și pe care explorăm împrejurimile. A ieșit și soarele. E vremea destul de schimbătoare, e multă lume pentru că e sărbătoare și sunt foarte mulți. Am vorbit cu câțiva localnici, au venit în mini vacanța lor. Le vor să facă poze cu noi. I will make a video and send it to Romania. We are from Romania. And everybody will meet you. Și asta e familia noastră de aici. Cei care au vrut să ne facă. A venit și rândul băiatului cu ochii albaștri. Au plecat din de unde locuiești și au venit. Mulți dintre ei sunt aici. Da, majoritatea din capitale, de la Colombo. Da, eu m-am schimbat. La bluza de la Alpine Princess. Da, e numai bună acum așa. E a doua dintre singurele două bluze pe care le am la mine în călătoria asta. Pentru că cineva mi-a spus că nu o să am nevoie. Cineva a spus că nu trebuie să overpack. Da. Nu trebuie să împachetăm mai mult decât ne trebuie. Hai să vedem ce e la Mr. Thomas Lipton. Missing the cup of tea. Okay. Deci am stat puțin la coadă să facem și noi o poză cu Sir Thomas Lipton. E chiar aici statuia. Din păcate îi lipsește cana de ceai din mână, parcă... Simbolul... Da, simbolul omului. Chiar am spus, cineva să-i dea acestui om o cană de ceai. Da. Se spune că acesta a fost locul lui preferat să admire priveliștea și plantațiile de ceai din ambele părți și în dreapta. Momentan în dreapta e ceață totală și nu vedem nimic. Dar mergem să bem și noi o cană de ceai și ulterior, când se face puțină liniște, o să vă și povestim un pic despre istoria Lipton și cum a luat naștere toată această super mega plantație de ceai și mișcarea care a ajutat Sri Lanka. What a distinguished lady. What is this distinguished gentleman? Yeah, look at the way he sits. Yeah, very distinguished. Da, mergeau niște câini de mărțelată. Some plastic mangoes. Și asta ce e? Ceva prăjiturile, cred. Nu, zahăr ars. Mm-hmm. O cană de ceai. Direct de la sursă. Direct de la sursă. Hello. Hello, this is where they are cooking. They are doing rotis. There you go. Hey, okay. Roti. Aici fac roti, aici se gătește. Toată lumea servește masa aici pe spate, în spațiul ăsta. Omenajat. Aici am primit și ceaiul. Thank you very much. Roti. Thank
am venit să iau pâine. Uite la pâine. Unul mic, mic acolo. Come in now to see me try. As I turn away and cry, you run up to me and take my hand. După cum am menționat mai devreme, înainte să pornim în această excursie către plantațiile de ceai de aici din Dambatene, fabrica de mai jos, cea producătoare de ceai, este deținută de compania Lipton, în momentul de față deținută la rândul ei de gigantul Unilever. Dar la origini, Lipton a fost de fapt un singur magazin alimentar deținut de familia Lipton, unde lucra și fiul lor, Thomas Lipton. El a lucrat alături de părinții săi până la vârsta de 20 de ani, ulterior a decis să plece în America și să caute oportunități noi pentru el. Ei bine, după 3 ani cu skill-uri noi dobândite, s-a întors în țara natală, în Scoția, iar aplicând cele învățate în America, a reușit să dezvolte business-ul familiei, ajungând să dețină un număr total de 300 de magazine alimentare, ceea ce este fascinant. În aceste magazine se întâmpla să vândă și ceai, însă ceaiul la acea vreme era accesibil doar clasei superioare a aristocraților, din cauza că era foarte, foarte scump. Iar Thomas Lipton avea ca scop să facă ceaiul accesibil tuturor claselor și și-a dat seama că ca să obțină acest lucru ar fi nevoit să taie omul de legătură, omul de mijloc între el și furnizorii de ceai. Acest scop în minte, a plecat într-o călătorie către Australia, unde intenționa el să își înceapă propriile plantații de ceai, însă pe parcursul călătoriei a făcut o oprire în Sri Lanka, la Colombo, la vremea aceea se numea insula Ceylon. Iar aici a aflat că șrilanchezii tocmai ce au început să planteze ceai, însă nu era foarte dezvoltat, erau câteva plantații, șrilanchezii la origini fiind de fapt cultivatori de cafea. În acel moment, din cauza unei ciuperci, toate plantațiile de cafea au fost afectate, iar cantitatea produsă, recolta în sine, a fost semnificativ mai mică și din acest motiv au decis să încerce să cultive ceaiul. Ajungând aici, tocmai în această regiune, la Dambatene, aproape de Haputale, domnul Thomas Lipton a cumpărat și el câteva hectare de pământ unde și-a făcut propriile plantații de ceai și în acest fel a reușit într-adevăr să scape de omul de legătură și să fie propriul său furnizor și să vândă în magazinele Lipton acest ceai, făcându-l accesibil tuturor claselor sociale. El a afirmat mereu că scopul său nu a fost să vândă cel mai bun ceai sau ceaiul vândut de Lipton să fie de cea mai bună calitate, însă a vrut să ca ceaiul care îl vinde să fie de o calitate egală atât pentru aristocrați cât și pentru clasele mai sărace. Gata, am început să coborâm. O să coborâm pe jos și, din câte am înțeles, durează cam 2 ore. Acum, bineînțeles, timpii depind de viteza fiecăruia, de cât de mult te oprești. Sunt 7 km de coborât, deci e ceva. Deci se pare că... Verifică biletul. Și când ieși. Și când ieși, ca să nu fi venit pe jos. Clandestin, probabil, să treci pe undeva. Da, ceea ce mi-a plăcut tare mult e că am văzut pe parcurs, cât am venit pe lângă șosea și nu am intrat încă în plantațiile de ceai,
din câteva sute în sute de metri sunt mesaje, tot felul de mesaje de ocrotirea mediului oarecum. Sunt niște citate, dar care te fac să te gândești cât de importantă este apa pentru orice fel de plantă, cât de importante sunt plantele pentru noi, cât de importante sunt animalele și cum ar trebui să tratăm toate ființele într-un mod egal. A fost așa foarte... o surpriză plăcută să vedem aceste mesaje. Ceea ce spuneți de că balanța naturii este cea mai extraordinar, este cel mai extraordinar sistem cibernetic dintre toate. Dacă o lași, dacă îi dai voie, are mereu puterea de a se regenera. Ceea ce este cu totul perfect, adevărat. A primit ca și dar un colier din lime, nu? Da, e făcut din lime-uri. Lumea aia prinde aici. Bețișoară și toate chestii. Hello, sir. Hello, sir. Transburiană. Uite, e descult. Da, e foarte interesant acest sat, această comunitate mică. Din presupunerile noastre, este un sat unde locuiesc femeile care culeg ceaiul, tipickers. Și da, observăm că au curent electric, sunt niște cabluri care merg către ei. Au și antene parabolice. Când am urcat nu am observat acest sat, dar e foarte frumușel. Mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp cumva în călătoria asta, să găsim comunități de genul acesta unde să poți să stai o noapte sau două în compania lor și să observi cum trăiesc, să-i ajuți la o treabă casnică, orice. Mi-ar plăcea să avem într-o zi oportunitatea de a face asta. Dar să sperăm că se va întâmpla într-un viitor foarte apropiat. Pentru o asemenea experiență, cred că ai nevoie de câteva luni, un an complet liber sau un an sabatic, cum se numește, și să călătorești pur și simplu în ritmul tău, să stai unde vrei, cât vrei. Munca remote e un beneficiu, dar totuși nu este o călătorie full-time. Alte urme ale civilizației britanice care au trecut prin Sri Lanka avem... Ale colonialiștilor, mai degrabă. Ale colonialiștilor, da. Dar cred că e la cum arată îmbrăcat călugărul de jos, cred că sunt... Asta e Sfânt Anton. Da? Da. E... Biserica catolică. E un personaj important, da, în religia catolică. Avem în spate un cottage de pe unul dintre cottage-urile probabil rămase de pe vremea lui Sir Thomas Lipton, unde locuiau managerii plantației de atunci. Da, cu cât am coborât, sunt din ce în ce mai multe așezări, sunt
probabil aceleași familii care trăiesc în jurul plantațiilor, unde femeile se ocupă cu culesul și bărbații se ocupă cu tăiatul plantelor. Dacă nu le taie cum trebuie, nu mai pot fi folosite. De aceea există o tehnică pe care doar eu o știu. Din câte am înțeles, se face o culegere o dată pe lună, deci se culege destul de mult ceai. Aici locuiesc pentru că trebuie să fie de vreme la cules și lucrează în jur de 9. Da, și aici avem frunzele de ceai. Astea verzi sunt astea mai noi, care au ieșit unde a fost tăiată planta, și le avem pe cele mai vechi. Astea se culeg pentru ceai. Auziți cum se sfărâm așa. Și miros foarte bine. Ele se iau, se uscă, se taie în fabrică și trec prin tot procesul acela de uscare și ambalare. O să vedem dacă reușim să intrăm în fabrică jos. Când am venit, era deschisă poarta, acum nu știm dacă la întoarcere mai este. Bye! Bye! Bye-bye! Ce chicotesc, da. Da, am citit în mai multe bloguri și că chiar le place să fie filmați, fotografiați, dar nu. Și să le arăt dacă poți. N-am avut experiența sus cu toată familia care a vrut să facă poze cu noi. Da, deci băieții ne-au ascuns scutelele acolo ca să nu stea în calea nimălui și să nu dispară nimic. Foarte frumos din partea lor. Deci am vorbit cu șoferii de tuk-tuk de aici și ne-au spus că fabrica este de fapt închisă de 2 ani de zile de când a început pandemia. Probabil se mai produce, dar în cantități foarte mici și ce mai produc localnici. Dar da, fabrica în sine este închisă și nu se poate. Nu mai primesc vizitatori. Nu se mai primesc vizitatori. Din păcate. Data viitoare. Și aici e. Cum s-ar spune, here's my ride. Ne trezim de vreme și plecăm pe întuneric în drumeție pentru a prinde răsăritul pe vârf de munte. Vizităm podul cu noua arcade și vă arătăm bucătăria și lancheze din interior. Dacă doriți să ne urmăriți în continuare aventurile, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să ne lăsați în comentarii părerile voastre.